Clipe de coșmar pentru o familie din Știubieni. În zorii zilei de joi, oamenii s-au trezit cu o anexă a gospodăriei în flăcări. Au sunat repede la 112, speriați că ar putea rămâne fără acoperiș deasupra capului. Pompierii din Săveni au fost solicitați în această dimineață să intervină pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o magazie și un combin agricolă de pe raza localității Știubieni. La fața locului s-au deplasat trei echipaje cu trei auto speciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție ardeau magazia din lemn, care se întindea pe o suprafață de 150 de metri pătrați, precum și o combină, existând pericolul de propagare a flăcărilor. Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit electric.